În această dimineață, de 31 decembrie, final de an 2023, aș vrea să deschidem împreună Cartea Sfântă a lui Dumnezeu, Sfânta Biblie, la pagina 259, deschidem în Vechiul Testament, la Cartea lui Iosua, la capitolul 24, de unde vom citi versetele 14 și 15. Iosua 24, urmărim cuvântul lui Dumnezeu, de la pagina 259, începând cu versetul 14. Acum, temeți-vă de Domnul și slujiți cu scumpătate și credincioșie. Depărtați Dumnezei cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de râu și în Egipt și slujiți Domnului. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Sau Dumnezeilor cărora le sujau părinții voștri dincolo de râu, sau Dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Amin, să ne ajute Dumnezeu pe toți să putem împlini ultima parte a ultimului verset. Aș vrea să mă îngădui și să mă rog înainte de a predica. Tatăl nostru din ceruri, îți mulțumesc frumos că ne-ai binecuvântat cu un an. În anul acesta, Doamne, ți-am simțit prezența Ta în fiecare zi. Ți-am simțit și ți-am văzut bunătatea, Doamne, clipă de clipă. Și acum, la final de an, ne întoarcem cu laudă și cu mulțumire. Binecuvântăm, slăvim și onorăm numele tău, Doamne. Așa cum erau prezentate și versurile mai devreme, Tu ai fost cu noi, Doamne binecuvântat să fie numele Tău. Din toată inima Te onorăm și ne închinăm cu reverență, cu smerenie înaintea Ta, Doamne Săule. Să aducem mulțumire din toată ființa noastră și zicem lăuda să fie numele Tău la finalul acestui an. Te rugăm, Doamne, acum, fii binevoitor cu noi și vorbește-ne prin cuvântul Tău. Avem nevoie, Doamne, să ne dai înțelepciune, inspirație, putere, Doamne. Și dorim să folosești cuvântul care s-a citit pentru zidirea duhovnicească a sufletelor noastre, Doamne. Tu ești cel ce poți canaliza viața noastră într-o direcție bună și pentru anul care va urma. Vrem, Doamne, să avem călăuzire din partea Duhului Tău, Doamne. Vrem să avem cuvântul Tău aproape de Sufletul nostru, zi de zi. Și, Doamne, prin El să ne dăruiești putere, inspirație, lumină, Doamne, cuvântul Tău să aducă zidire vieții noastre cuvântul Tău să dea direcție vieții noastre, Doamne, ca să putem umbla în voia Ta pentru vremea care va veni. Și acum, Doamne, ajută-ne la finalul acestui an 2023, să ne putem face o analiză sinceră, fiecare dintre noi, să ne punem, Doamne, în fața luminii Fântului Tău, analizându-ne închinarea, slujirea, Doamne, viața care am trăit-o în anul acesta. Și, Doamne, te rog să lași peste fiecare un dus sincer de pocăință, un dus sincer de căutarea feței Tale, de proșternere înaintea Ta, Doamne, și te rugăm încă ceva, dăruiaște-ne puterea de a ne sfinți, Doamne, Mulțumim că ne-ai ascultat și mulțumim că al tău cuvânt este viu și lucrător și îți mulțumim că prin el vei lucra, Doamne, și astăzi și în viitor, în viața noastră și în viața poporului tău, Doamne. Binecuvântat să fie numele tău. În numele Domnului Isus Hristos m-am rugat. Amin. Vă invit să vă reașezați. Mai sunt câteva ceasuri, și cu voia lui Dumnezeu se va încheia anul 2023. Și acum, la final de an, ar trebui să ne întrebăm fiecare dintre noi: am slujit noi oare în anul acesta lui Dumnezeu? În anul 2023, dați-mi voi să vă spun, Dumnezeu ne-a dat tuturora foarte multe oportunități. Foarte multe. Întrebarea este: ce am făcut cu ele? Oare cum le-am folosit? Predica de astăzi, de la finalul anului. Are legătură cu aceste oportunități ce fiecare dintre noi le-am primit în anul acesta, și n-au fost puține din partea lui Dumnezeu. Iar mesajul de astăzi este răspunsul la următoarea întrebare, care are legătură, așa cum spuneam, cu oportunitățile acestea ce le-am primit din mâna lui Dumnezeu în anul 2023. Și întrebarea e cui am slujit în 2023? În spatele acestei întrebări sunt niște alegeri ce le-am avut de făcut fiecare dintre noi în anul acesta? În spatele acestei întrebări sunt niște alegeri de care a depins slujirea noastră în anul acesta? Haideți să vedem astăzi, la final de an, cui am slujit noi în 2023. Omului Dumnezeu Iosua nu se afla la un final de an, dar se afla și el la un final, la un final de viață. Și fiind aproape de finalul vieții, lansează poporului o provocare. Și vreau să băgăm de seamă că Iosua este omul care nu se eschivează de la a spune ceea ce are de spus. Omul acesta, Iosua, nu a umblat cât a trăit cu mănuși. A fost un om foarte sincer, foarte transparent. Este vremea, zice omului Dumnezeu Iosua, să faceți o alegere importantă, iar de alegerea aceasta depinde toată slujirea ce o faceți. Și acum au zis și interesant. Zice Iosua, vă stă în față trei opțiuni. Din astea trei opțiuni, va trebui să faceți o alegere. Ca predicator, mi s-a părut foarte interesant că Iosua le mai dă două opțiuni poporului pe lângă opțiunea de a sluji Dumnezeului adevărat. Și am stat și m-am întrebat în mintea mea, de ce le pune Iosua înainte trei opțiuni în loc de una singură și corectă? Știți de ce Iosua procedează așa? Am stat și m-am gândit. Fiindcă Iosua știa că poporul trebuie să facă o alegere și o alegere poți să o faci doar dacă ai mai multe opțiuni din care să, să alegi. E interesant că Iosua nu spune că pe lângă cele trei opțiuni ar mai fi și a patra opțiune. Adică să nu slujești sub nicio formă nimănui sau să nu te închini la ceva sau cuiva. Iosua nu zice că ar fi și a patra opțiune. Știi ce știa Iosua? Că orice om este un închinător. Că nu există om pe fața pământului care să nu se închine. Fie la ceva, fie la cineva. Închinarea, dragilor, este adânc înrădăcinată în ființa umană. Dragii mei, noi cui am slujit în anul acesta? Am slujit cuiva anume? Sau am slujit la ceva anume? Vedeți? Iosua le oferă poporului trei opțiuni și pune în fața unei alegeri. Și astăzi ne vom uita prin voia lui Dumnezeu la aceste trei opțiuni și vom trage concluzia, noi din astea trei opțiuni. Cui am slujit în 2023? Prima opțiune pentru Israel, știți care a fost? Sunt Dumnezeii părinților lor, zice Iosua. Asta a fost prima opțiune. Ascultați ce spune versetul 15. Alegeți astăzi cui vreți să slujiți sau Dumnezeilor cărora le slujau părinții voștri dincolo de râu. Avem aici prima opțiune ce Iosua o pune pe tapet în fața poporului și zice, prima opțiune e să slujiți Dumnezeilor cui? Părinților voștri. Știți, cu multă vreme, înainte ca Dumnezeu să-i vorbească lui Avram, strămoșii lui Avram se închinau cui? Se închinau zeilor. În Mesopotamia, istoria ne spune că exista câte un zeu aproape pentru orice scop anume. Existau, vă dau niște exemple, trei zeități cosmice, existau trei zeități astrale și o pleiadă de Dumnezei specializați cu ghilimele pe diferite domenii la care oamenii se închinau. Avram provenea dintr-o societate plină de zei. Apropo, știți că tatălui Avram se închina la idoli? Știe cineva cum îl chema pe tatălui Avram? Vă aduceți aminte? era. Terra. Da, omul ăsta s-a închinat la idol. Credința în zei aceștia s-a păstrat pe parcursul robiei egiptene și până chiar se pare că în vremea lui Iosua, ceea ce vrea Iosua să știe este dacă poporul se va întoarce la zei strămoșilor lor și le va sluji Dumnezeilor părinților lor. Asta Iosua vrea să știe. Știți că întrebarea lui Osa este valabilă și astăzi, în 2023? Am stat și m-am întrebat, ne creștem oare copii în credința noastră sau în lipsa noastră de credință? Poate nu într-un mod conștient, în anul 2023 ai înălțat idoli în căminul tău, în familia ta. Poate într-un mod inconștient am făcut asta și am înălțat idoli în casa noastră în anul acesta. Iar apoi ne-am învățat copiii cine este vrănic să primească închinarea și ce anume. Gândește-te cum se aplică afirmația lui Iosua în dreptul tău, în cazul tău și a familiei în care ai crescut. Nu cumva zeii care se războiesc acum în viața ta, adică idolii aceia sunt zeii la care s-au închinat părinții sau bunicii tăi altădată? Poate zici, părinții mei au fost foarte spirituali sau sunt foarte spirituali. Bunicii mei la fel, stai, nu te grăbi. Hai să ascultăm predica până la capăt. În psihologie există o lege care este numită legea expunerii, care afirmă că viața noastră reflectă lucrurile la care suntem expuși cel mai frecvent. Astfel, că n-ar trebui să ne surprindă acele lucruri greșite din viața noastră care cândva e posibil să se fi găsit în viața părinților noștri sau poate a bunicilor sau a străbunicilor noștri. Poate că nimic n-a contat mai mult pentru tatăl tău, dă voi să spun deschis, decât o carieră de succes. Știi, viața lui se învârtea în jurul slujbei. Era dispus să sacrifice zile libere, să sacrifice concedii de dragul carierei și a succesului pentru a realiza ceva. Dispoziția lui era în funcție de lucrurile de la serviciu, iar templul său era biroul și acolo se închina 60 de ore pe săptămână sau poate mult mai mult decât atât. Întorcându-ne în prezent, dăm voie să te întreb, nu cumva venerești și tu zei succesului? Și a realizărilor profesionale, în loc să-ți găsești identitatea și valoarea în Hristos, Domnul? Nu cumva îți găsești identitatea în carieră, în succes, într-un loc de muncă bine plătit? Într-un business prosper? De ce pun întrebările acestea? Nu cu loc de muncă bine plătit ar fi greșit sau dacă businessul prosperează. Nu, problema e că nu mai ai timp de familie, că nu mai ai timp pentru biserică, că nu mai ai timp să deschizi Biblia, că nu mai ai timp să te pleci pe genunchi, să faci o rugăciune, că nu mai ai timp pentru suflet. Pentru relația pe verticală cu, cu Dumnezeu. Dacă vrei să verifici asta, aș vrea să spui astăzi următoarele întrebări. Eu mi le-am pus când am pregătit predica aceasta. De câte ori ai luat masa împreună cu toată familia ta în anul 2023? Puneți întrebarea asta la modul cel mai sincer. De câte ori ai ieșit undeva cu toată familia ta în anul 2023? Și nu spun blocuri și lucruri grozav. Poate la un restaurant. Poate să faci o plimbare în aer liber, poate într-un parc. S-a întâmplat asta în anul 2023 pentru familia ta? Sau cât timp ai petrecut zilnic cu copiii tăi în anul acesta? Sau îți aduci aminte la câte întâlniri de joi seara cu biserica ai fost în 2023? Îți mai aduci aminte în câte dimineți te-ai trezit grăbit și ai plecat la serviciu sau la școală. A avut atâtea pe cap încât pur și simplu ai uitat să faci o rugăciune de 5 minute și apoi a trecut întreaga zi uitând în 24 de ore măcar o rugăciune se rostești? Dacă ar fi să continui să vă întreb. Vă aduceți la minte câte săptămâni din anul acesta au trecut fără ca măcar să ții o zi de post, măcar de dimineața până pe la ora 16-17 după amiază? Sau îți mai aduce aminte câte pasaje biblice au rămas necitite din programa zilnică de citire a Bibliei pe anul în curs? Poate zici, stai liniștit, frate băstor, că nu doar eu sunt așa, la fel sunt și părinții mei. Și ei sunt la fel. Nu doar eu nu petrec suficient timp cu copiii mei, nici părinții mei. Poate zici, nu au petrecut suficient timp cu mine. Poate zici, nu doar eu n-am ajuns joia seara la închinare cu biserica. Nici părinții mei nu i-am văzut să vină să se închine cu biserica. Joia seara în cursul anului. Poate zici, stai puțin frate băstor, nu doar eu că mă trezesc dimineața să mă duc la școală, nu înalț o rugăciune către Dumnezeu. I-am văzut de atâtea ori pe părinți trezându-se și nici măcar să fac o rugăciune. Iar lista de exemple poate continua. Și poate te scuzi ieftin spunând fratele meu, Ateneul este de vină. Și zici, eu n-aș fi vrut să viu așa, dar așa-i, taică meu și... Și cu cine să semăn? Dragul meu, problema e alta. Când slăbiciunile noastre de astăzi ale părinților devin idolii de mâine ai copiilor noștri. Și în loc ca ai noștri copii să se închine într-o bună zi Dumnezeului adevărat și viu, ei să urmeze slăbiciunile noastre care odată ce devin un obicei, știți în ce anume se transformă? În idolatrie. Sunt cuvinte grele, cuvintele acestea pe care le rostesc. Dar dați-mi voi să vă spun, sunt foarte adevărate. Am observat adesea, uitându-mă așa în istorie, slăbiciunile părinților peste timp au devenit idolii copiilor lor. Întrebarea e, cui au slujit copiii tăi în 2023? Dacă te uiți la viața lor, ai vreun reproș? îți reproșești ceva astăzi. Pentru că implicit ar trebui să ne întrebăm, noi ca părinți, cui am slujit în anul acesta? Dacă tu ai slujit Dumnezeul adevărat, ești un părinte fericit la final de an. Și copiii tăi uh, au putut să scalce pe urme în anul acesta și și dacă nu ți-au călcat pe urme, în fața lui Dumnezeu ai conștiința liberă și poți să spui, eu am făcut ca tată sau ca mamă ceea ce a ținut de mine. Am vrut, m-am silit să slujez Dumnezeului adevărat. Știi că dacă ai făcut asta, sunt șanse mari, mai devreme sau mai târziu, ca și copiii tăi să scalce pe urme și să slujească și ei și să se închine și ei Dumnezeului adevărat. Să nu te miri astăzi dacă copiii tăi în 2023 s-au închinat altor Dumnezei și au slujit altcuiva și nu Dumnezeului adevărat. Nu cumva cei Dumnezei mai întâi au fost în viața ta? Așa de ieftine ne scuzăm și zicem, mă uită și copilul ăsta al meu, fata, băiatul, Uite, tot i-am zis. Am vrut să-i bag Biblia cu tolcerul în minte. I am zis, mă, fii și tu așa, încearcă să. Cred că Dumnezeu ne cheamă astăzi, la final de an, să ne uităm la noi, să ne punem viața în oglinda scripturilor și să vedem, nu cumva falimentele copiilor se datorează nouă ca părinți, Cui ai slujit în anul 2023? Prima opțiune, zice Iosua, sunt Dumnezeii părinților voștri. A doua opțiune. Cui am slujit noi în anul 2023? Iosua prezintă a doua opțiune aici și spune Sunt Dumnezeii culturii din care faceți parte. Adică Dumnezeii culturii contemporane. Uitați-vă cum zice Iosua. Alegeți astăzi cui vreți să slujiți și le prezintă de data aceasta a doua alternativă. Sau slujiți Dumnezeilor, amoriților, în a căror țară ce faceți? Unde locuiau ei? În țara amoriților. Și acolo existau Dumnezei contemporani, Dumnezei culturilor. Israeliții trăiau într-o țară unde exista diversitate și unde existau foarte mulți zei. Știți care era zeitatea numărul unu în vremea aceea? O știm, din vechiul testament, că de multe ori am citit despre ea, se numea Bal. Auziți ce înseamnă Bal în traducere? Cum lumea l-a înlocuit pe Dumnezeul adevărat cu altcineva a cărui nume înseamnă același lucru, ca Dumnezeul le adevărat. Bal în traducere înseamnă proprietar, stăpân sau domn. Vă întreb Dumnezeu la adevărat, este proprietar? Este stăpân? Este domn? Observați cum lumea a întors cu susul în jos realitatea lucrurilor și a zis, au zis oamenii în vremea lui Iosua, de ce să nu fie bal zeul la care să ne închinăm și pe care să sujim. Bală și-a început cariera, vă dau așa niște detalii, ca zeu al vremii. Și el merge într-o progresie. A ajuns apoi să fie numit zeul fertilității, ca în final să se ajungă la prostituție ritualică. Și aici nu vreau să intru în foarte multe detalii, că mai sunt și copii micuți. Dar dumneavoastră înțelegeți despre ce este vorba. În același timp, pe lângă zeul ăsta numărul unu numit Bal, exista și o mamă zeiță. Știți cum se numea ea? Am citit despre ea de multe ori în Vechiul Testament. Mama asta zeiță avea numele de Astarteia, astfel că jerfele, templele și ritualurile morale erau o atracție puternică pentru izraeliți. În vremea aceea. Iar cei mai disprețuiți zei de către profeții Vechiului Testament, știți care au fost? Spuneți dumneavoastră, Bal și, și Astarteia. Dragii mei, deși astăzi nu mai avem de-a face cu zeul Bal, zicem noi, și cu mama zeița Astarteia, avem în schimb idolii noștri contemporani foarte subtili, și ne luptăm zilnic cu ei. Și ei se ascund, ascultați-mă, sub masca unor lucruri bune. Fără să ne dăm seama, un anumit lucru ne poate deveni idol, chiar dacă el în sine a fost gândit, a fost creat să fie bun. Apropo, un astfel de idol subtil, pentru mulți în vremea asta, știți care e? Unii a și rosti cu voce tare din sală. Este munca. Munca e ruptă din rai sau desprinsă din rai. A fost gândită de Dumnezeu. Dumnezeu nu e împotrivă la muncii. Problema este alta. Sunt oameni care lucrează atâta de mult că nu mai au timp pentru relația lor cu Dumnezeu. Nu mai au timp pentru relația lor cu soția sau cu soțul. Într-o relație cu familia, cu biserica? Nu mai au timp să se îngrijească de sufletul lor? În tot acest timp știți ce se întâmplă? Am observat din istorie. Copiii lor devin niște rebeli și niște răzvrătiți. Să fie iertată vorba asta, dar e un mare adevăr. A, nevasta în acea casă devine o nemulțumitoare, mereu cârtește, acră. Iar pacea din acea familie, vezi cum încetul, cu încetul, Dispare. Se evaporă. Și te întreb, cu ce preț toate acestea? Răspunsul este: Prețul este un lucru bun la care n-am fost atenți și care l-am transformat în idolatrie. Am ajuns să punem mai mare preț din cauza nevegherii pe el decât pe relația cu Domnul și cu cei de lângă noi. Pentru alții, apropo, un alt idol foarte subtil în zilele acestea. Știți care e? Idolul ăsta se numește rețele sociale. Să știți că cei mai mulți oameni la ora asta nu sunt dependenți de alcool. Nu, nu. Și e dovedit ce vă spun. Cei mai mulți oameni la ora asta nu sunt dependenți de fumat sau de droguri. Sau de lucruri imorale. Cei mai mulți oameni e dovedit e idolul numărul unu al viacului. Vă mai aduceți aminte cum se numește? Rețele sociale. Am făcut un studiu în privința aceasta 2021. 2022, în primăvară. Amintea fratele Postor Darius aici într-o predică, într-o duminică seara, că prin voia lui Dumnezeu am scris câteva cărți și fac referire la studiul acesta cu toată zmerenia. E dovedit ceea ce vă spun acum. Cei mai mulți oameni la ora aceasta sunt dependenți nu de Dumnezeu, ci de rețelele sociale. Și apropo, ele n-au fost gândite ca să fie rele în sine. Ce-i rău să trimiți un mesaj bun pe WhatsApp? E rău să pui o predică sau o cântare duhovnicească pe Facebook? E rău să nu mai mergi câțiva kilometri, pur și simplu deschizi telefonul și dai un telefon cuiva? E rău lucrul acesta? Nu, absolut deloc. Problema e că foarte mulți oameni au ajuns dependenți de astfel de lucruri fără să-și dea seama. Ați văzut, apropo, sunt copii care nu vor să mănânce fără telefon în față sau tabletă. Țipă, urlă, îți întoc vorba. Ai dumneavoastră copii, poate să mai pocăiți, mai duhovnicești. Eu duc lupta asta. Ați observat că sunt oameni în vârstă, făcând studiul acesta, aceste cercetări, un procent destul de mare de oameni, știți cum adorm seara? Cu căștile în urechi și cu telefonul lângă ei. Vă vine să credeți, apoi ne întrebăm, ce somn e acela de peste noapte? După ce omul o stat cu căștile în urechi vreo oră, două, poate mai mult, și cu telefon în față, și apoi se pune seara la o dignă. Ați observat că există oameni care nu se deplasează din casă până în curte fără telefon? Și când e pe trepte să coboare din casă, primul lucru care își aduce aminte, am uitat telefonul. De el merge numai până în curte să rezolvă o problemă de 10-15 minute. Ați observat că sunt oameni care nu merg la toaletă fără telefon? Unii ca să ascundă anumite lucruri de nevastă, de prunci, alții pur și simplu din cauza dependenței. Nu știu dacă ați băgat de seamă, sunt persoane care ghici unde credeți că își petrec cel mai mult timp liber. Nu că noi am zis că este un timp alocat de Dumnezeu pentru muncă, un timp alocat de Dumnezeu pentru a dormi, a ne odihni și un timp care îl gestionăm fiecare cum gândim. Cei mai mulți oameni petrec timpul liber în fața rețelelor sociale. Știți, apropo, nu vă spun bazme astăzi, sunt femei și folosesc cuvântul femei, nu surori, sunt femei care atunci când gătesc ciorba sau felul doi de mâncare, nu-l pot găti fără să nu petreacă un anumit timp și pe telefon în timp ce gătesc mâncarea. Știți de ce? Din cauza dependenței, de rețele sociale. Sunt oameni. Meșterești ceva, în gospodărie. La mașină. Și să opresc din când în când și. Mai e cazul să continui. Atâția am văzut. Am, nu spune aparat că e rău, dar nici nu vreau să încurajez lucrul acesta. Mai ales că vă vorbesc de la învonul unei biserici și se filmează dar cred că e mai mult rău decât bine, oameni care conduc în trafic. Pe lângă discuțiile telefonice, problema și mai și e. În timp ce conduc, postează poze pe Instagram și pe Facebook. În timp ce conduc, își fac selfie, fac filmări pe TikTok, în timp ce ei sunt la volanul unei mașini. Ne mai mirăm de ce se întâmplă atâtea lucruri nedorite? Persoane care, fără să conștientizeze, au ajuns dependente de idolul numit rețele sociale. Dacă le întreb cui ai slujit în 2023, știți ce îți vor spune? Frate, noi am fost aduși la binecuvântare când am avut șase sau opt săptămâni. Frate, noi am intrat în baptistierul bisericii, am fost botezați în apă la 17, la 18 ani, la 23, la 40, la 60 și nu știu cât de ani. Noi ne-am botezat în apă. Frate, dar noi cântăm în nu știu ce grup în biserică, noi recităm versuri, sușim informațiile bisericii. Frate, noi venim regulat la biserică. Ba, pe deasupra, tu știi câți bani am dat noi anul ăsta la casa Domnului? Iar Dumnezeu știți ce le va zice acestor oameni? E foarte adevărat ceea ce spuneți, însă, la câte slujbe în anul 2023, telefonul la biserică l-ați avut cu voi. Iar cartea aceasta mea sfântă, numită Biblia, n-ați adus-o la adunare, la închinare, cu biserica. Cu câte persoane Ați comunica silnic, va fi întrebarea Domnului, la telefon. Iar cu mine le va zice Dumnezeu, n-ați vrut pur și simplu, măcar două minute, să vorbiți. Au fost zilele, va spune Dumnezeu unora, când Biblia n-a deschis-o deloc, de fel. Iar telefonul poate în 24 de ore L-ați deschis de peste 100 de ori. Sau poate de mai multe ori. Într-o zi. Când a vrut să vă vorbesc prin Biblie, va zice Dumnezeu, n-ați avut timp, n-ați vrut să vă vorbesc ca să prea ocupați. Iar când v-a sunat cineva să vă umple capul cu lucruri exagerate, cu lucruri neadevărate, cu lucruri care nu zidesc, a rămas în telefon poate o jumătate de oră. Poate o oră, poate și mai bine. Vă întreb, vorbesc prostii? Spun bazme astăzi de la învonul bisericii? Și aș putea să vă dau exemple nenumărate, dar mă opresc aici. Ideea e următoarea, foarte ușor, cineva poate să ajungă să sujească zeilor culturii contemporane. Zeului numit, că nu v-am spus despre asta, numit mâncare. Unii trăiesc pentru a mânca, și alții mănâncă pentru a trăi. Zeul divertismentului, al puterii, poate. Zeul pornografiei, zeul succesului, zeul materialismului. Sunt foarte mulți zei contemporani cu foarte multe nume, foarte colorați. Dar la care, dacă nu ești atent, foarte ușor, unui astfel de zeu, poți să-i cazi în plasă și să ajungi să-i slujești și să te închini, crezând în același timp că faci o slujire pentru Domnul. Întrebarea rămâne, cui am slujit noi în 2023? Am avut alternativa de a sluji Dumnezeilor părinților noștri. Am avut alternativa de a suji Dumnezeilor culturii contemporane, a culturii din care facem parte. Dar mai este o alternativă, că eu să zic sunt trei. Am auzit-o pe prima, am auzit-o pe a doua, dar zice Iosua, vă mai propun o alternativă care este cea mai sigură, cea mai corectă, cea mai benefică. Alternativa de a suji cui? Dumnezeul lui adevărat. Dintre toate trei alternativele, zice Iosua, eu o aleg pe aceasta împreună cu familia mea. Noi ne-am decis, noi suntem foarte convinși, foarte hotărâți, slujim Dumnezeului adevărat. Aceasta, zice Iosua, este alegerea noastră ca familie, să slujim celui care este viu. Dumnezeului Sfânt și-a tot puternic. Și care merită o slujire, zice Iosua, cu scumpătate. Adică să găsim preț, valoare în a face lucrarea aceasta. Și ca să vă conving, zice Iosua, că este cea mai bună alegere și cea mai sigură, zice vă dau câteva argumente din istoria poporului vostru, adică al nostru, al Israelului. Eu n-am citit astăzi capitolul 23, dar înainte de a-i chema Iosua să facă o alegere, în capitolul 23 Iosua le răspunde la următoarea întrebare: Ce a lucrat Dumnezeu pentru Israel în anii care s-au scurs? S-au scurs? Și întreabă Iosua, dacă vreți retoric, cine va răscumpăra pe voi? Cine va apăra de atâtea ori? Cine va călăuzit în toți anii aceștia? Cine va purta de grijă? Astfel că evrei trebuia să dea un singur răspuns, fiind puși în fața acestei alegeri. Ce au făcut cei la zei pentru noi în toți anii aceștia? Răspunsul? Nimic. Un mare zero barat. În schimb, Dumnezeul adevărat. A făcut totul. Ne-a răscumpărat. Ne-a izbăvit de atâtea ori. Ne-a călăuzit pas cu pas. A fost lângă noi în furtuni, în vremuri de deznădejde. Ne-au făcut ceilalți zei vreun bine, apropo, în 2023? Te-au ajutat când ai fost bolnavă și erai disperată și aveai nevoie de ajutor? vreun zeu al viacului acestuia? Singurul care ne-a venit în ajutor Când nu mai era niciun răspuns, nicio soluție Când erai poate deprimat, în deznădejde Acest singur este Domnul Dumnezeu binecuvântat să fie numele Lui Concluzia e una simplă Restul de Dumnezei cu dâmic sunt iluzii Și nu te pot ajuta cu nimic Singurul care este adevărul și care poate totul este Dumnezeu cel viu. Dăm voi să te întreb ceva la final de mesaj. Ca să poți să să-ți dai mai bine răspunsul, cui ai slujit în anul acesta? Vă adresez câteva întrebări retorice. Nu trebuie să ridicați o mână, nu trebuie să vă uitați spre cel din stânga sau din dreapta. uite te în interiorul tău. Și din asta poți să-ți dai răspunsul sincer. Cui ai slujit tu în 2023? Apropo, cum ți-ai cheltuit banii în anul acesta? Știți că ea, cartea proverbelor, ne spune că banii pot fi întrebuințați și pentru păcat? Nu doar pentru viață, nu doar pentru lucruri sănătoase. Apropo, la ce te-ai uitat la televizor în anul 2023? Care au fost emisiunile preferate la care te-ai uitat cel mai mult? Sau care sunt oamenii care ți-ai făcut de prieteni în anul 2023? Cu ce fel de oameni te-ai înconjurat? Sau, de voi să te întreb, care sunt site-urile de pe internet pe care le-ai accesat în 2023? Știți, sunt unii care așa de credul sunt. Domnule, o știi Dumnezeu sau nu o știi? Păi dacă știu și alții pe ce am intrat noi, nu o știi Dumnezeu? Oare? Și totul e la un clic distanță, pământește vorbind. Și Dumnezeu care are ochii ca parafocul și se uită din preanaltul cerului spre noi, Oamenii de pe pământ, să nu vadă și să nu știe. Ai lăsat cumva în anul acesta să se cuibărească în mintea ta gânduri de care astăzi, la final de an, îți este rușine? Apropo, hainele ce le-ai cumpărat în 2023, uitându-te la ele astăzi, poți să dai următorul răspuns în fața lui Dumnezeu. În anul acesta mi-am cumpărat numai haine decente de care Dumnezeu cred că este mulțumit și cu care vreau să-L onorez. Dacă ar fi să vă mai întreb, cât ați vorbit pozitiv despre alții în anul acesta și câte din vorbele noastre au fost taman viceversă, cu totul altfel despre semenii noștri? Sunt doar câteva întrebări la care dacă ne dăm răspunsul, găsim răspuns și la întrebarea predicii de astăzi. Cui am slujit noi în 2023? Dăm voi să spun, sunt lucruri din trecutul tău care încă te influențează negativ și care au luat locul Domnului Iisus Hristos în viața ta anumiți zei pentru care trăia altă dată și ei au revenit în viața ta în anul acesta. Și nu doar că au început să te tulbure, au început să te stăpânească, să te conducă. Care sunt lucrurile din trecutul nostru care se războiesc pentru tronul inimii noastre? La asta să ne răspundem astăzi și vom ști foarte clar cui am slujit noi în acest an. Eu să ne rugăm acum. Și aș vrea să vă ridicați. Aș vrea să fie un moment de cercetare personală, un moment în care să ne smerim sufletele înaintea lui Dumnezeu și să-i spunem Domnului, Doamne, te rog frumos, pentru momentele în care n-am vegheat în anul acesta, pentru momentele de slăbiciune, de scăzăminte, pentru momentele de eșec, pentru momentele în care am greșit, Doamne, te rugăm frumos, la finalul acestui an, la finalul acestei slujbe, Doamne, te rog, coboară cu iertarea Ta. Curățește-ne conștiința, mintea, Doamne. Curățește-ne inima la fiecare dintre noi, Doamne. Vrem, dacă ne mai dai zile, Doamne, să începem un an nou cu Tine. Un an în care să ne închinăm numai înaintea Ta. Un an în care să slujim numai Ție. Și apoi, în partea a doua rugăciunii, vă chem să ne rugăm și pentru Alina Barna, soția fratelui Florin. Dumnezeu să se atingă de tupul ei și să-i dea vindecare. Și apoi Domnul să se atingă și de sufletul ei, să îi se reveleze personal Dumnezeu și să lucreze Dumnezeu și la nivel de suflet. Dumnezeul nostru este Cel ce poate, Cel care a lucrat pentru Israel odinioară. Este același Dumnezeu ce poate să răscumpere, este același Dumnezeu ce poate să vindece, este același Dumnezeu ce poate să izbăvească. Noi ne închinăm unui Dumnezeu care poate și El să intervină și să lucreze. Și în partea cea din urma rugăciunii, mulțumește lui Dumnezeu, ți-a mai dat un an. Ți-a mai purtat de grijă în anul acest, a fost alături de tine, de casa ta, te-a binecuvântat, ai văzut mâna lui, brațul lui atotputernic. Spune lui Dumnezeu, Doamne, îți mulțumesc frumos din toată inima că ai fost și în anul acesta alături de mine, alături de familia mea, alături de biserica din care fac parte, să ne rugăm cu tot poporul Domnului.